Primește-ne cu bunătate când, Doamne, Ție ne rugăm și pentru cei ce ne ajută și pentru cei ce îi ajutăm. Și binecuvintează-i, Doamne, din veșnicul Ierusalim, pe cei ce ne iubesc în Tine, ca și pe cei care iubim. Călătorește într-una, Doamne, cu cei ce merg și cei ce vin. Și binecuvintează darul primit și dat cu gând senin. Primește mijlocirea noastră cu îndurare când vom sta ori pentru Tine în fața lumii, ori pentru lume în fața Ta. Scăpați să fim cu grabă, Doamne, oricând spre mila Ta strigăm. Și cei ce pentru noi se roagă și pentru care ne rugăm, și fă datori să nu rămânem nici pe pământ și nici în cer, nici celor ce ne dau ei nouă, nici celor care ei ne cer. Să-ți mulțumim cu bucurie și pentru bine și de rău, că nu-i nimic să ni se facă decât după cuvântul Tău. Și dacă tot ce ni se face e cu îngăduința Ta, să fim încredințați, să fim încredințați că în toate Tu al nostru bine îl vei căuta. Și dacă toți câți ne dau nouă și toți la care noi le dăm, cuvine-se ca pentru toate pe Tine să Te lăudăm. Ne fă să fim fără prihană și în ce lăsăm și în ce iubim, că și înspre ai Tăi, ca și înspre Tine, suntem datori cât timp trăim. Amin.